Și bine v-am găsit, dragi copii! Astăzi vă propun o activitate integrată care se numește România în zi de sărbătoare. În această activitate veți găsi elemente ce aparțin întâlnirii de dimineață cu lada de zestre a bunicilor. Vă propun apoi domeniul științe cu costumul popular și pictură cu zadia bunicii. Haideți să urmărim această activitate. România în zi de sărbătoare. L-am adus din nou pe Ionuț, care dorește să vă spună că la sfârșitul acestei activități veți face cunoștință cu lada de zestre a bunicilor. Veți observa costumul popular cu care se îmbracă românii și româncuțele în zi de sărbătoare, iar mai apoi vom putea să pictăm o zadie de la costumul bunicii. După cum știți, țara mea și țara noastră se numește România. Locuitorii acestei țări se numesc români, aici intră și fetele și băieții, iar dacă ne referim doar la băieți, ei se numesc români, iar fetele româncuțe. Așadar, românii locuiesc în România. Și pentru că se apropie ziua de naștere a României, întreaga săptămână o dedicăm țării noastre. Lada de zestre. Observați în imagini cum arată această ladă de zestre. Era un fel de geamantan, doar că era făcută din lemn și era pictată în culori diferite și avea modele sculptate în lemn. Această ladă o cumpărau de obicei părinții miresei, iar viitoarea mireasă umplea lada cu tot felul de țesături pe care ea le confecționa. Ea avea țesături din pânză, lucra cu bumbac sau cânepa, făcea preșuri, ștergare, toate câte trebuiau la casa omului. Din pânza de bumbac, tinerele fete croiau ițari, o să vedem ce înseamnă ițari, sunt de fapt niște pantaloni, făceau cămăși și poale, toate componente ale costumului popular, atât pentru bărbat cât și pentru femei. Vedeți în ladă cât de frumoase erau. Poate unii dintre voi au acasă la bunici încă aceste lăzi de zestre. Românii se îmbracă în costume populare la fiecare sărbătoare importantă din viața lor. Vedeți în această imagine o fetiță îmbrăcată în costum popular de sărbătoarea Sfintelor Paști. Atunci când noi mergem în pies cu trăistuța după ouă roșii. În această imagine observăm colindători, deci de sfintele sărbători de Crăciun, românii se îmbracă în costume populare pentru a duce vestea nașterii Domnului. De asemenea, există o sărbătoare în zona noastră, în orașul Năsăud, în care noi ne arătăm frumosul costum. Sărbătoarea se numește Maial, iar atunci, cu toții, așa cum vedem în imagine, copii și oameni adulți, ne îmbrăcăm în aceste haine vechi pentru o paradă a costumului popular.
Ultima imagine este o imagine veche în care apar strămoșii noștri, bunicii și bunicuțele noastre. Îi vedeți în haine populare, dansând Hora Unirii. Hora Unirii este un cântec specific sărbătorii care se apropie, sărbătoarea de 1 decembrie. Iată că românii se îmbracă la evenimentele importante în costume populare. Și acum am să vă prezint costumul popular al județului Bistrița-Năsăud. Observați în imagine un român din Năsăud, un năsăudean, și o româncuță din Năsăud, o năsăudeancă. Haideți să vedem din ce este alcătuit costumul popular. Observați aici un român și o româncuță. Ne vom opri la costumul popular bărbătesc. El este alcătuit dintr-o cămașă lungă, făcută din cânepă sau de bumbac. Ea ajungea până la genunchi. Bărbatul are pantaloni albi din in, ițari se numesc. În picioare, vara poartă opinci, iar iarna cizme. Năsăudeanul, după cum observați, are o curea care poate să fie din piele sau o curea ca și în imagine cu mărgele. Cămașa are la guler și la mânecă motive naționale, cusute, să știți, sunt cusute cu acul și ața de mână. De asemenea, observăm la mânecă și un fel de dantelă numită cipcă. Pe cap purtăm clopul, iar de sărbători feciorii aveau o pălărie cu păun, deci o pălărie neagră, ornată cu pene de păun și șiruri de mărgele. Puteți observa în aceste imagini femei, meșteri populari, care ornează pălăria neagră cu mărgele, iar a doua tanti, mai în vârstă, lucrează niște zadii. O să vedem ce sunt zadiile. Uitați în această imagine clopul cu pene de păun. Vedeți cât este de frumos? Acum o să observăm costumul popular al româncuțelor. Femeile din Bistrița poartă costume în care apare foarte mult culoarea roșie la fetele tinere și negrul pentru femeile care sunt mai în vârstă. Costumul este format din niște poale lungi, adică un fel de fustă lungă până la glezne, peste care avem zadiile, adică acele șorțulețe frumos decorate, care sunt fixate la brâu cu o cingătoare. Bluza albă poate să fie cu mărgele colorate și cusută cu motive populare. De asemenea, observați peste această cămașă pieptarul, în cap femeile poartă năframă, iar în picioare opinci. Iarna, pentru că este frig, avem cojoc sau un fel de palton din lână. Să știți că aceste cămăși și zadii sunt lucrate în războiul de țesut. Pentru că pe vremea aceea, când românii purtau numai costume populare, nu existau genți și poșete, româncele și-au făcut trestuțe. Voi știți trestuțele? Mergem cu ele după ouă roșii de Paști. Iată în această imagine năframile. Uitați-vă cât sunt de frumoase. Se văd cămășile care sunt cusute de mâna bunicilor și de mâna mămicilor voastre. De asemenea, observăm în imagine și cingătoarea cu care se prind poalele și zadile. Uitați cât de frumos sunt lucrate! Să știți că acest port popular
este deosebit de frumos și trebuie să fim mândri că avem un asemenea port popular. Acum, pentru activitatea de pictură, vă propun să realizăm și noi o zadie a bunicii. Vă pun la dispoziție câteva imagini. În această imagine, vă rog frumos să vă uitați cum arată zadia, ce culori sunt folosite. Vedeți că avem câteva modele jos. Uitați-vă să vedeți ce există pe zadie. Vă dau încă două imagini pentru inspirație și vă rog să pictați zadia bunicii, iar apoi poza să o încărcați în clasa noastră virtuală. Dar astăzi am învățat despre lada de zestre a bunicii, în care se păstrează comori neprețuite ale trecutului nostru. Am observat costumul popular și, la final, am încercat să pictăm zadia bunicii. Noi trebuie să fim mândri că suntem români și să ne iubim țara. În final, vă las o imagine cu români și româncuțe ca să puteți să-i admirați și să vedeți cât de frumoși sunt. Aștept cu mare drag lucrările voastre, dragi copii. La revedere!